salutăm, băieți, și bine v-am regăsit la un nou super clip cu fotbal. Astăzi, fraților, alături de bunii mei prieteni, Marius și Costin, vom face un super episod și vom da probele oficiale pentru a juca la FCSB. Am vorbit cu mai mulți antrenori, plus foști jucători de la FCSB, printre care și Alexandru Rădulescu, youtuberul cunoscut de FIFA, și mi-au scris frumos cu liniuță fiecare probă pentru a intra la această echipă. Practic, ca să poți să intri, trebuie să iei nota 9. O să facem o medie la final să vedem ce notă luăm. Nu știu dacă vom lua 9, mai mult, mai puțin. Asta vom vedea pe parcurs. Dacă mai vreți asemenea episoade alături de frații mei aici, haideți cu un like puternic acolo să facem peste 6.000 de like-uri. Nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe, deoarece suntem foarte aproape de cei 150.000 de abonați. Și fără să stăm la discuții, haideți să ne încălzim, terenul ne așteaptă acolo frumos. Pregătiți? Hai! Hai să vedem! Haideți să vedem! Fraților, prima probă, duble, trebuie să facem 40 de duble în 30 de secunde. Haideți să vedem, teoretic e cea mai simplă. Let's go! 3, 2, 1... ...47 de duble în 26 de secunde. Bun! Hai. ...40 în 26, bravo! În 25, bravo! Trecem de prima probă, băieți, mi s-a părut simplă, asta. Simplă, asta cu dublele. A doua, avem 5 jaloane, trebuie să le driblăm și să tragem la poartă în 5 secunde. Putem? Hai, zi! Hai să vedem! Stop! Marino a dat gol, trebuie să dea gol neapărat, a doua încercare. Hai. 3, 2, 1 și... Stop! Din păcate, Mari pică proba, două încercări, n-a dat gol, hai Costis. 3, 2, 1 și... Bun, băieți, următoarea probă, foarte, foarte grea și inteligentă, și trebuie să dăm 10 pase corecte după ce am preluat. Așadar, Mari îmi va da pase, trebuie să preiau preluare pase din prima, ca la fotbal adevărat, la Costin. Aici, mereu printre jaloane, mereu printre jaloane de 10 ori, e grea, dar frumoasă. Hai să vedem! If you're acting like a
Trecem la următoarea probă, băieți. Vom avea 10 șuturi. Trebuie să dăm unul după altul, bam, 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 fără să cadă mingea jos. 7 cu piciorul de bază, 3 cu weak foot. Hai să vedem. Iertăm. Hai, oricum a fost bine. Deci șuturile trebuie date în forță, da? Nu pasă la portar, altfel nu se pune, ne-am zis la băieți. Hai să vedem, Mari. Următoarea probă, băieți, include tot șutul, o probă din nou foarte inteligentă și foarte tare. Avem aici o sfoară pusă pe mijloc cu porții. Eu o să stau aici și trebuie să dăm 8 șuturi, o dată aici, o dată aici jos, o dată aici și o dată aici. Din 8 șuturi să vedem câte nimerim, dar repet, nu contează ordinea, o dai unde vrei tu. Da, da, de 2 ori aici, de 2 ori aici, de 2 ori aici, de 2 ori aici, da? Hai să, dacă dai de 3 ori nu se pune. Hai să vedem. Friends on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers, pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you and do me, bro. Making noise, use a beat, bro. I press the button and the doors go light. Oh, that money clip is not a noon, I looks like. Oh, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like. Whoa, 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 whoa. Neighborhood on the scene, neighborhood on the struts. Așadar, Mari dă 6 din 8. Nu e rău deloc, bravo, Mari. Hai, Costin. Bună. Bună. Bună, jos. Bună, toate 4, hai sus. Hai, Costin, sus acum, 4 sus. Nu e bună. Nu e bună, mai sus. Nu. A fost pe centru? N-a fost bun. Prima încercare a lui Tudor. Hai, Tudor! Bună! Bună!
7 din 8. Următoarea probă propusă de fostul jucător de la FCSB Alexandru Rădulescu sunt prelorile, 5 prelori, dar pasele le vom da bombă. Primă. Bună. Gata. Una singură, fraților, din prima le facem pe toate. Cum iese, așa iese. Așa e la probe, când ai probe, așa e la test. Nu dai de două ori, da? Bă, le dau tare. Așa primi și king yes I could be your captain live a life of dreams and live a life of passion I'ma lift you up before I throw you out cuz you can live your life sitting down I'm a... Una Mari da. Dai tu mai ușoare da frate jucăm corect hai e bună deci asta lol I'm a boss I'm a spend let it cost let me live my life blitz in the past saying I'ma be on top of the world watch it happen I'm a bad man I'm a baller take a deep breath I'm sure you 70s will be a beat up on that day and night, day and night. Nope. Terminăm cu joaca, băieți. Au încercat să mă troleze acolo la prelori, dar v-am zis, trebuia să le dăm mai tare. Trecem la ultimele două probe fizice, fraților, care sunt date și în Premier League, mai ales proba de viteză. Trebuie să facem în trecere 10 metri, 20 și 30 de metri și trebuie să scoatem 2 secunde, 3,3 pentru 20 de metri și 4 secunde pentru 30 de metri. Atât a scos și Sam Maximin și Adama Traore în Premier League. E la fel ca în Premier League și Liga 1. Haideți să vedem cât reușim să scoatem. 3, 2, 1, start! Cine a fost locul 1? Eu locul 1? 4 secunde 38 locul 1, da? Ca să înțelegeți. N-am fost departe, mă rog. Astea, 38 de sutim contează enorm. Ca idee? Da, am fost aproape. Bun, fraților, eu zic că ne-am descurcat destul de bine până acum. Așteptăm și părerile voastre în comentarii. Trecem la ultima probă de la forță, probă dată și la FBI, de costine polițist, așa că poate știe. Trebuie să facem pentru nota 10, 20 de flotări, pentru nota 8, 15 flotări, pentru nota 6, 10 flotări. Hai să vedem dacă putem să facem și câte putem. Start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toți 20, nota 10 pentru toți. Bravo, băieți! Așadar, băieți, aici se termină super episodul de astăzi. Și vedeți aici frumos rezultatele de astăzi. Eu cu Costin zic că am fost mai aproape, Mari ceva mai departe. Tu nu cred că ai intrat. Băi frate, oricum eu n-aș fi vrut să intru pentru că eu sunt dinamovist. E clar, e dinamovistul de la propriul lui Dinamo. Fraților, cam atât cu episodul de astăzi. Le mulțumesc mult de tot băieților, le mulțumesc și celor care mi-au dat probele, antrenorilor și foștilor jucători de la FCSB, inclusiv Alex Rădulescu. Nu uitați de butonul de like și de subscribe. Mersi și Carlos în spatele camerei acolo. Fraților, până data viitoare, eu am fost Tudor, Costin și Marius, noi jucători de la FCSB. Nope. Și v-am pupat. Pa, pa.